Bună ziua! Bine ați venit la cea din urmă lansare Humanitas Junior de la acest târg. Numele meu este Iustina Croitoru, sunt coordonatoarea Humanitas Junior și îmi face plăcere să vi prezint pe Mihai Mănescu, autorul romanului Copacul Dorințelor, amintiri din copilărie, și pe Mirela Nemțeanu, care o să vă spună cine este și ce legătură strânsă are cu acest roman. În public se află Ingrid Nemțeanu, tânăra ilustratoare a romanului, cea care a făcut niște ilustrații minunate, pe care vă veți bucura să le vedeți atunci când veți răsfoi cartea. Această carte a fost lansată cu probabil 2 luni în urmă, dacă nu greșesc, odată cu filmul de la care a pornit. Căci în acest caz avem mai întâi un film și apoi o carte. Așadar, romanul a pornit de la scenariul filmului cu același titlu și o să vă spună Mihai cum anume s-a făcut trecerea de la scenariu la carte. Gândindu-mă cu ce ar trebui să încep și ce ar trebui să spun și ce ar trebui să accentuez mai curând legat de Copacul Dorințelor, a venit în minte faptul pe care îl vedeți aici pe peretele standului din Constantin Noica, ai atâta vieți câte ți-ai citit. Cumva acest citat se oglindește în carte. Este vorba despre personajul principal este o fată de 13 ani care ajunge într-un moment de cumpănă, într-un moment serios, când o boală necruțătoare o trimite într-un centru de specialitate. Acolo încearcă să facă față situației cum poate și se refugiază în povești, mai precis în amintiri din copilărie, cartea ei preferată. Poveștile așadar au darul de a-i înfrumuseța ei realitatea și de a-i duce povestea mai departe. Am să-l las pe Mihai să vă spună mai multe și despre film și despre cum a scris scenariul filmului, cum s-a născut scenariul filmului, care, așa cum vă spuneam, a avut premiera acum 2 luni, și cum a făcut trecerea de la film la carte și cum este să scrie o poveste din perspectiva unei fete de 13 ani și să o scrie atât de bine și atât de empatic și mai ales despre o temă grea. Acum ar trebui să mă aud. Bună ziua tuturor și mulțumesc Iustina pentru introducere, mulțumesc Humanitas pentru încrederea de a publica această carte. Cartea a fost cumva neașteptată. Eu la origine sunt scenarist și producător de film. Proiectul în sine a pornit cu acest film care și-a avut parcursul în cinematografe în lunile martie, aprilie și s-a încheiat recent cu o proiecție în cadrul Festivalului Este de la Sibiu. Deci inițial acest proiect a fost gândit ca un film de lungmetraj, un prim film fantastic făcut după 30 de ani în România pentru întreaga familie, ceva ce nu s-a mai făcut până acum. Dar pe lângă această componentă am dezvoltat și componenta caritabilă pentru că a fost primul film caritabil făcut în România vreodată. Tot încasările fiind direcționate către Fundația Hospice Casa Speranței și de aceea mă bucur că Mirela Nemțeanu, director executiv al Fundației, este alături de noi în această dimineață. Filmul a avut multe momente dificile, multe momente de cumpănă și în cel mai de cumpănă moment, adică în vremea pandemiei, pentru că nu mai știam dacă vom face efectiv acest film, am spus ok, hai să rămână ceva din povestea asta și așa s-a născut o carte. Nu mă așteptam să ajungă să fie publicată la Humanitas, de asta încă o dată mulțumiri maxime pentru această onoare. N-a fost greu să scriu.
îngrijiri paliative, adică îngrijiri acordate pacienților adulți și copii care se confruntă cu o boală grea, cu o boală incurabilă. Și da, mulți dintre aceștia își găsesc sfârșitul la noi. Este un subiect care nu ne place, dar care se întâmplă în viața de zi cu zi. La ora actuală există peste 172.000 de persoane care au nevoie de îngrijire paliativă în fiecare an. Și din păcate, statisticile ne arată că în ultimii aproximativ 10 ani, numărul celor diagnosticați cu cancer în România s-a dublat. Avem la ora actuală aproximativ 100.000 de oameni care sunt diagnosticați cu cancer în fiecare an, din care, din păcate, conform ultimilor statistici, 54.000 dintre ei pierd această luptă în fiecare an. Noi venim în sprijinul lor în fiecare zi. Suntem o fundație care a fost înființată acum 30 de ani și prin spitalele pe care le avem, prin oamenii pe care îi avem, ne ocupăm exact de acești pacienți greu încercați. Și tot timpul ne-am întrebat cum am putea să facem ca vocea lor să fie mai auzită. Și aici a fost norocul de a avea pe Mihai. Noi, el, pacienții noștri, vorbim cu pacienții noștri, aflându-le durerile, problemele și gândind această campanie aparte de a transmite mesajul mai departe și totodată, pentru că așa cum s-a menționat, toate vânzările vin către noi, de a obține și fonduri, pentru că absolut toate serviciile pe care noi le oferim sunt oferite cu titlu gratuit. Așa a apărut povestea Marei, care este de fapt o poveste combinată pe împletirea unor cazuri reale de la noi, pe care Mihai le-a cunoscut și le cunoaște. Și din această împletire apare o poveste suavă, foarte emoționantă, așa cum este povestea fiecărui pacient de la noi. Noi ne dorim prin acest roman și prin filmul care însoțește acest roman, de fapt să spunem povestea pacienților noștri, pentru că sub o formă sau alta toți știm pe cineva care din păcate se confruntă cu o boală grea. Și cred că este datoria noastră, nu doar a noastră ca fundație, ci a noastră ca oameni, să fim alături de acești oameni greu încercați. Într-adevăr, a fost o mare bucurie și o mare onoare pentru noi faptul că Humanitas a înțeles mesajul acestei cărți, pe lângă frumusețea poveștii, pe lângă emoția care cuprinde cititorul când citește aceste pagini. Mulțumesc din suflet, Humanitas, pentru că ați avut încredere în noi. Este prima carte care se face beneficiu, mai avem și altele. Și, într-adevăr, a fost o îndrăzneală din partea noastră, dar curajul ne-a fost dat de pacienți, de pacienții noștri. Și mi-aș dori foarte mult ca cei care sunteți astăzi alături de noi și vă mulțumim să cumpărați această carte. Cum spuneam, banii vor veni direct către noi, să înțelegeți mesajul pacienților noștri și să încercați să ne cunoașteți și să fiți alături de noi și pe viitor. Eu vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur că văd că deja aveți cartea și știu că o să vă lase un pic mai bun pe fiecare dintre dumneavoastră această carte. Și Mihai, mulțumesc că ai dat voce, ai dat o voce frumoasă, suavă, emoționantă și grea unui personaj absolut extraordinar. Mulțumim, Mirela. Înainte de a vă invita să luați autografe de la Mihai Mănescu, vreau să vă las cu un gând. Avem în față o carte grea, o carte cu o temă dificilă, o carte care tulbură. Cu toate astea, nu este o carte tristă. E o carte despre oameni obișnuiți și poveștile lor de viață. De foarte mulți ani, literatura pentru copii a ajuns să fie o literatură exclusiv fantasy, aproape exclusiv fantasy, cu roboți, cu planete inventate, cu fel de fel de universuri, care mai de care mai mirobolante. Și de multe ori autorii de cărți pentru copii au uitat să arunce o privire la lumea din jurul lor și să vadă că oamenii au povești puternice, emoționante și tulburătoare de spus. Asta face Mihai Mănescu în această carte, care, deși pornește de la o situație reală, gravă, tristă, cu care putem să ne luptăm mai mult sau mai puțin, pe care o putem schimba mai mult sau mai puțin,
este în cele din urmă o carte despre speranță. E o carte optimistă, o carte din care învățăm că puterea imaginației poate să schimbe realitatea din jur, că ne poate da speranță, că poveștile ne ajută să trecem peste situații grave, că ne ajută să ne continuăm drumul chiar atunci când pare că drumul nostru s-a încheiat. Că, așa cum spunea Mihai la un moment dat, atunci când crezi că nu mai există nicio speranță, mai există totuși o speranță. O să vedeți, este o carte scrisă și cu mult umor și e o carte care în cele din urmă vă va umple de optimism. Veți închide cartea mai conștienți de ceea ce se întâmplă cu ființa umană în drumul ei prin viață, mai încrezători în propriile forțe și cred mai empatici. Cineva care va citi această carte, cred că va fi influențat, cred că va putea cu mai multă ușurință să le întindă o mână semenii, să-i ajute pe cei din jur. Prin urmare, rând-o nu aveți decât de tot, pentru că veți desprinde din ea lecții de viață extrem de folositoare. Îi mulțumesc lui Mihai că a venit cu manuscrisul către noi, a fost o bucurie să-l publicăm. Vă spun deschis că este una dintre cărțile care de la apariție a fost și se menține în continuare în topurile de vânzări. Mulțumim, Mirela, mulțumim, Ingrid, pentru ilustrațiile frumoase și vă invit la cafea.